cel mai greu hobby posibil, deoarece nu ai voie să te oprești. Te-ai oprit, scrie aici cu roșu, o să fii adios. Deci e destul de dificil, sunt foarte multe levele, am văzut. Aici este safe zone-ul, deci te poți opri, n-ai nicio treabă, că e spawn-ul, încă nu a început hobby-ul. Ai credite, ai zonele, ai practice, adică te poți antrena. Hai să facem câteva așa de antrenament. Mamă, ne și împinge în spate. Băi, e greu! What, nu pot să fac... Mă, ce, nu pot să fac antrenamentul? Eu care sunt cel mai bun om la hobby-uri posibil. Easy. Easy de tot. Easy pentru mine. Bă, dar o să fiu un pic cam greu, că n-ai voie să te oprești. Deci să... Mamă, chiar dacă sari? Wow! Deci chiar dacă sari pe loc... Suntem la stage 1. Ah, da, aici e safe, ok. Văd că ai un magazin... extra skips. Pot să dau skip dacă am vreodată probleme, cică, de două ori. Skip stage, super nuke. Cred că o să moară toată lumea sau ce se întâmplă cu 5.000 Robux. Nuke your entire server, friend and foe. Cred că moare toată lumea. Create a fog effect for the whole server. A, se face ceață și încurcă. Allow stopping. Deci dacă eu iau asta, putem să ne oprim pentru un minut. Ok, asta e interesant. Invincibilitate? Tot serverul e invincibil. Ok, poate luăm mai încolo. Păcat că nu arată în dreapta care la ce nivel este. Dar hai să începem obiul să vedem cât de dificil este să nu te oprești. Pentru că mie mi se pare ușor de tot. Așa că am plecat. Bine, nici nu trebuie să sar. A, dar de fapt vedem jos, mă, stai un pic. Eu acum am realizat. Stai așa că vreau să mă opresc la safe zone. Ce se întâmplă aici jos de tot, vedeți? Aici suntem și noi, ăsta e caracterul nostru. Mă, și cineva e pe la jumătate. Mă, pot să spectatez, ce mișto! Wow! Ok, deci abonații mă pot spectata pe mine. Ca să văd exact unde sunt. Văd că ăsta mă împinge. Mă, de, e foarte dificil pentru că, deși eu doar sar, se pune că mă mișc cumva, dar nu trebuie să stai pe loc. Mă, e greu. E un pic dificil. Bine, aici nu e greu, că sunt astea ușoare, dar mai încolo știu că o să ne dea șobolozaurul, dar ne cocoșează. Văd că sunt mai multe culori, stânga sau dreapta. Hai că mergem pe stânga noi. You will have less time to stop in each zone. Eu, de ce mi-intră pe ăla roșu? What? Am citit acolo că, deci, vedeți că noi acum dacă stăm pe loc, durează un pic până ne omoară. Mai încolo o să fie instant. Trebuie să ieșim din zona asta roșie și văd că mergem spre alb și gri finalul. Vreau să spuneți în comentarii cam la ce level ați ajuns voi cu obiul. Asta e ușor. Poate pe telefon e mai dificil. Sunt curios ce procent de jucători sunt pe telefon și care sunt pe calculator. Cred că e mult mai mare telefonul și tableta. Deși e mult mai greu de jucat, știi? Lasă și eu într-o perioadă pe telefon, dar nu prea mi-a plăcut și... Oricum eu nu mă joc pe telefon, că mai e chestia. Pentru că de obicei când mă joc sunt acasă, când sunt plecat... știi care e faza? Prefer ca voi, gen. Când sunt plecat prefer să... Așa, mă uit pe YouTube, mă uit pe Instagram, pe Twitter, în loc să stau să mă joc eu. Și am observat chestia asta chiar și la mine, că în timpul liber, bă, parcă nu mi-mi place să mă joc, nu știu, îmi place să mă uit la altcineva cum se joacă. Sau, bine, mai nou, mă uit pe YouTube, dar nu neapărat la gaming, știi, mă uit și la fel și fel de videoclipuri, lifestyle videos, vloguri și alte chestii, gen Mr. Beast sau așa. Dar, nu știu, când eram mic, nu era forma asta de entertainment, adică, nu prea erau YouTuberi, te jucai tu jocurile. Dar acum, parcă nici nu mai trebuie să te joci jocurile într-un fel. Adică, te uiți pe YouTube, vezi ce-ți place, ce nu-ți place, sortezi mult mai repede și vezi perspectiva jocului prin altcineva. Dar eu mai și joc pe YouTube cum ar veni, să mă mai joc și off-camera, merge, dar parcă uneori mi-e lene, așa, nu știu. E lene să mă mai joc eu, o el altcineva. Are sens? Muzica, e ceva muzică pe fundal, dar o să înlocuiesc eu 100% cu copyright asta. Ok. Stau la stage 20, mega ușoare obiurile, adică le fac în timp ce vorbesc cu voi și nu mă concentrez. Super, super ușoare. Suntem la 22. Aș vrea să-mi iau un trail de ăsta.
You own this item. Mă, ce? Dar de ce nu-mi dă VIP trail? Premium trail? Am ceva curcubeu, dar... De ce nu-mi dă VIP? Zice că e încuiat. Cred că trebuie să reintru. Asta e o problemă atât de veche la Roblox, încât nu vine să cred că n-au rezolvat-o. Pentru că... Asta e veche rău de tot, cred că de când mă jucam eu din 2009. Trebuie să reintri pe server ca să primești ce ai cumpărat. Nu pe toate jocurile, dar în anumite jocuri cum e ăsta, uite, se ivește situația în care cumperi ceva și nu se aplică. Decât dacă reintri. Și am mai pățit pe server, gen, cumpăram un boost de bani de ori 2 și nu-l primeam, de-aia avem impresia că l-am primit. Dar eu, de fapt, trebuia să reintru. Schimbi și tu ăsta așa, curcubeu. Mă, e cineva la MOV. Chiar vreau să văd, să ajung la safe zone, să văd ce e MOV-ul ăla. Ia. Moare foarte repede, văd. Ce cap are ăsta? Ok. Poate mai facem continuarea obiului, că n-avem cum să-l terminăm într-un episod. Asta e clar, da? Sunt sigur că o să devină puțin mai dificil. Momentan e foarte ușor. Ah, păi poți să atingi orice. Zone complete. Ce? Cred că am terminat o zonă sau ce am făcut. Ah, cred că acolo s-a terminat prima zonă. Păi și unde suntem? Suntem aici. Da, în zona roșie deschisă. După aia urmează portocaliu. Deci au fost vreo 33 de zone? Nu e rău, nu e rău. Ok, începem un pic mai dificil. Dar nu foarte greu. Deci cred că de la zona portocalie e mai challenging, așa te... Mai provocator, să zicem. Chiar sunt curios dacă merge bine videoclipul acesta. În ideea că nu e lag, pentru că eu acum randez un videoclip. Adică, gen, calculatorul meu este la 100% aproape. Pentru că filmez cu placa video și randez pe procesor. Ceea ce e foarte interesant. Este un avantaj când ai două calculatoare. Pentru că pe ăsta mă joc, pe care vedeți că mă joc. Dar mai am unul cu care filmez. Și în același timp cât filmez, randez și un videoclip. Ce înseamnă... Oh my god! Ce înseamnă să randezi un videoclip? Adică îl... A, nu ia... A, păi m-a păcălit, mă, că eu credeam că pot să stau pe asta. Credeam că stau pe aia subțire. Ce înseamnă să randezi un videoclip? Înseamnă să-l montezi cum ar veni. Adică iau un videoclip gen ăsta și după aia le editezi, tai părțile plictisitoare și mai departe. Și ca să iasă varianta finală, trebuie să-l... Să-l randezi, aia înseamnă randatul. Adică aplică tot editing-ul, tot ce ai editat, tot ce ai modificat la video și îl face într-un format final pe care îl pui pe YouTube. Ca să vadă toată lumea, cam mai e randatul. Mă, merge caracterul singur într-o parte, gen alunecă singur într-o parte și un pic enervant. Cred că trebuie să sai constant aici. Nu o să mă duc pe scurtătura aia, că mică îmi dă țeapă. Bun, unde suntem noi acum? Hai că mă uit după aia. Deci să vedem, suntem... aproape ajungem la portocaliu. Păi da, vedem în față portocaliul. Vezi că e lejer. Vreau să dați și voi un like, dacă se poate. Deși am murit acolo. Like, 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 tată. Vreau să spuneți o chestie în comentarii. Întrebare pentru voi. În weekend, între ce ore vă uitați pe YouTube? Pentru că am observat că e foarte diferit față de timpul săptămânii. Adică lumea în weekend obicei nu prea stă dimineața? Și în timpul săptămânii, nu știu, lumea stă cam pe la prânz, așa încolo? Da, am ajuns în zona portocalie. Mă, nu înțeleg la ce mai vrea donații? Adică... Probabil dacă vrei tu să susții, dar gen donația, deci am donat jocului, știi ce zic? Am cumpărat, uite, VIP, am ăsta Rainbow. Hai să facem un pic de troll. Să închidem asta și să dăm niște ceață. Să vedem, nu mă interesează pe mine cum mă descurc, dar mă interesează cum se descurcă ăștia din față. Ia. Apă, ăsta nu cred că-l afectează. Ia.
Ăla zice, oh. Mai facem un pic de troll, băieților. Îi încurcă că nu mai văd în față, dar nu te încurcă chiar așa tare. Că... Aaa, Mars. Că vezi cât de cât. Ia să mor acolo, că am stat pe loc, dar cu cât avansezi în zone, cu atât poți să stai mai puțin pe loc. Momentan e ok cu tine joc, adică te lasă așa o secundă să stai, nu știu. Aici nu mă pot mișca în față, trebuie doar să sar. Da, e ok, ok, ok. Bă, dar eu m-am încurcat pe mine, gen. Nu știu dacă înțelegeți ce se întâmplă. Come on, bă, ce te păcălește linia aia? Deci te păcălește maxim. Te trolează maxim linia aia. Ce zice lumea pe chat, ia? I just wanna... I will nuke a server. I hate you, Rafael. LOL. Hai că a revenit, gata, ceața. E doar un minut. Oh, e platforma mișcătoare, ok. Mamă, ce? A, trebuie să sari și sus și jos? Bă, cam enervează că se resetează caracterul greu, ați văzut? Și trebuie să sar pe următoarea platformă? Mamă. A, așa le sare, am înțeles. Nu, eu m-am complicat prea tare, puteam să sar direct. M-am complicat prea tare. Cred că n-ai voie să atingi marginile. What's the point of a VIP in an obby game? Bă, nu știu. Așa. Să zicem ăstuia. VIP trail. But just supporting the game mainly. The dev. Da, care e faza cu VIP-ul? N-ai nicio faza, ai un tag pe chat. Primești un trail gen o urmă de aia curcubeu și susții developerul. Că nu e mare lucru. You can support the game by donating? Mă, eu nu sunt pe aceeași undă cu copiii ăștia din chat. Ei zic că dacă vreau să susțin developerul să donez. Păi, dacă eu cumpăr de la developer VIP, nu e același lucru? E aceeași donație? Tot banii ei primește? Adică de ce aș dona? Da, donez și susții, dar nu primești nimic în schimb, nu? Nu mai bine îmi iau eu un VIP și am un VIP tag pe chat sau... am un trail aici? Adică nu e același lucru? Tot susțin? Nu știu, mie mi se... Poate nu înțeleg eu situația cum trebuie. E ca să fie părți cu lag în videoclipul ăsta că filmez și randez în același timp. Nu cred că a fost cea mai bună idee a mea. Opa. Să facem săritura. Hai că e ușor ăsta. Aaa, te împinge, bă, ce șobolozaur. Na, e ușor de tot. Cred că ne apropiem de final cu zona asta. Bă, vezi că e mișto obiu. Nu e așa boring. A venit cât de cât cu niște idei, omulețul. Deci nu o să zic nu. Mamă, stai că am uitat că dacă stau pe loc mor. A, te arunca. Aș vrea să văd un obi puțin mai atletic. Ah, ce greu e. În ideea de... Gen cum e joculețul ăla cu Nextbot. Bă, nu știu cum să sar aici, pe bune. Deci mă duc așa... la limită. Zona galbenă, 70, zone completed. I didn't even skip anything. Dar chiar poți să dai skip la un stage, gen ăsta. I-am dat skip și gata, pa, pa. Oh my god, da. Cred că la ăsta trebuia să dau skip. Actually la ăsta. No, e ok. Mamă, spart tastatura cât de tare apăs pe taste. E greu ăsta. Ăsta e primul stage dificil, actually. What? E mai mult migălos decât greu. No! What? Am crezut...
M-a indus în eroare acolo. Mă, ce? What? Mamă, cât de greu e ăsta. Îi dăm skip. Ăla chiar era greu. Bă, chiar e greu. Gen, nu am zis imposibil, dar am zis greu. Deci zona galbenă chiar e grea. Vreau măcar 100 de stage-uri să facem. Și după aia vedem, dar chiar sunt grele. Nu știu de ce am sărit acolo. Dacă aș fi fost developerul, aș fi făcut să te respawnezi mult mai repede când cazi în void. Sal. Nu înțeleg ce fac greșit. Mă, ce se întâmplă? What? Mamă, cum trebuie să rupi tastatura asta. Trebuie să o cocoșezi, ascultați-mă. Mă, ce? Ah, ok. Aveam impresia că mă așteptă ceva sus de tot. Oh, la limita am sărit-o pe aia. Gata. Hai că a fost ușurel. E un pic dificil faptul că nu poți să stai pe loc, știi? Și trebuie să gândești non-stop. Aia e toată partea dificilă. În rest nu e imposibil, dar sunt sigur că o să vină unele mai încolo de-ți prinzi urechile. Nu! Oh my god, mă arunc într-o parte, credeam că merg drept. Era să mor acolo. Credeam că nu mi-a luat checkpoint-ul. De-aia m-am întors. Că dacă continuam și eu n-am luat checkpoint-ul, era morțania. Bă, omul chiar se pricepe să le facă distractive. Nu sunt așa rele. Mamă, n-ai voie să sari aici. Mamă, îți bagă de unde n-ai voie să sari? Wow! Fix pe aia am sărit. Clasic. Pentru că te împinge, mă, de aia. Și nici nu opui rezistență dacă te duci în sens opus. Gen, trebuie neapărat să sari. Mă, ce? Am murit că am stat pe loc, n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Asta e iluzie optică. Bă, eu recunosc că asta e tare, adică uite-te și tu. Omul face iluzii optice, what? Frățic, ce se întâmplă, gen? Aia e într-o parte, luna aia. E, gen, înclinată pe spate, cum ar veni? Oh, snap! Ah, deci cam de la level 80 încolo începe să devină greu. Wow! Frumos, frumos. Frumoșanis. Greuț, greuț. Te aruncă extrem de repede. Ok. Mamă, astea chiar sunt de pro player. Mă, ce? De ce am murit? Că am stat pe loc, că gen mă ține ăsta pe loc. Adică mi se pare prea tare. A, ăla nu te omoră, doar te... De ce am murit? Că am atins marginea? Da, bă, că am atins marginea. No shot, brother. Și am stat pe loc și am murit. Wow. Wow, 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 giornuțule. Hai, pleacă de acolo. Pleacă de acolo. Mamă, era să cad. Bă, cum sunt astea next level? Gen, frate, next level obi. Oh. Holy, mamă, ce grele sunt. N-ai voie să sari. Bă, vezi cum omulețul ăsta chiar le știe și n-ai voie să sari. Wow, 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 wow. Ok. Ok, ok, ok.
Nu știu ce e ăla verde, dar mă rog. Ah, mamă, ce prostovmanți sunt. Am sărit fix pe ăla. Mă, ce? Bă, mi s-a răsturnat jeep-ul, gen, what? Ce se întâmplă, întrebarea mea? Obi cu mașina. Nu! Ăsta chiar e cel mai greu obi de până acum. Ăsta cu mașina mi se pare stupid. Gen, uite de shit-ul la mine. Băi, eu dau skip stage. Genial, dau skip stage, boys. I'm sorry. Încă și nou. Bă, ce sărituri mari trebuie să facem. Băi, ești nebun. Uite ce țeapă mi-a dat. Verdele, mă, let's go. Băieții, noi suntem prima aici cu episodul. Cred că ne-am jucat destul. Dacă mai vreți episodul numărul 2, care o să fie nebunia ăla, pentru că de la zona verde chiar sunt grele. Adică, wow. Dați-vă și voi la verișorul. Hai să vedem unul de ăsta, de la el. Deci trebuie să sari la spate, n-ai voie să stai pe loc. Mi se pare imposibile, uite-te. Adică, what? Pleacă, mă, de aici, că e nebunie totală. No, foarte greu. În fine, ne auzim. Pooo!